Un om sărac a intrat într-un restaurant. Avea o singură dorință. Să primească vreo câteva resturi de mâncare. Dar când managerul restaurantului l-a văzut, s-a dus repede la el. Într-o seară rece, un om sărac a intrat timid într-un restaurant elegant, situat pe una dintre străzile principale ale orașului. Hainele lui erau zdrențuite, iar chipul său reflecta oboseala și suferința unei vieți trăite în lipsuri. Nu căuta decât câteva resturi de mâncare pentru a-și potoli foamea și spera că cineva va avea milă de el. Când a intrat în restaurant, privirile clienților și ale personalului s-au îndreptat imediat spre el. Unii și-au întors privirea cu dispreț, alții și-au șoptit între ei, iar managerul, un bărbat bine îmbrăcat și evident deranjat de prezența sa, s-a apropiat rapid de el. "Ce cauți aici?" a întrebat managerul cu o voce aspră. "Acesta nu este un loc pentru tine. Ieși imediat afară." Omul sărac a încercat să spună ceva, dar managerul l-a apucat de braț și l-a târât fără milă afară din restaurant. "Nu mai veni aici!" a strigat managerul înainte de a-i închide ușa în față. Toată scena a fost observată de Diana, o tânără chelneriță care lucra de 2 ani în acel restaurant. Văzând gestul crud al managerului, Diana a simțit o milă profundă pentru bietul om. Fără să stea pe gânduri, s-a dus în bucătărie și a pus o porție de supă caldă și câțiva ardei umpluți într-o pungă. S-a strecurat pe ușa din spate și l-a căutat pe bărbatul sărac. L-a găsit stând pe o bancă din apropiere, cu capul plecat și ochii plini de tristețe. "Domnule," i-a spus Diana cu voce blândă, "vă rog să luați această mâncare. Știu că nu este mult, dar sper să vă ajute." Omul a ridicat privirea și a văzut în ochii fetei o bunătate sinceră. "Nici nu știu cum să-ți mulțumesc," a spus el uimit de bunătatea fetei. "Nu trebuie să-mi mulțumiți," a răspuns Diana. "Puteți să veniți în fiecare seară, dar să intrați pe ușa din spate. Nu vreau să vă vadă managerul. Îmi voi face timp să vă aduc ceva de mâncare." În următoarele săptămâni, omul sărac a venit în fiecare seară pe ușa din spate a restaurantului, iar Diana i-a adus de fiecare dată câte ceva de mâncare. Cei doi au început să vorbească și să își împărtășească poveștile de viață. Diana i-a povestit bărbatului despre cum a rămas orfană și despre cum muncea din greu la restaurant pentru a strânge bani pentru facultate. Visul ei era să devină medic și să ajute oamenii. Era determinată să-și îndeplinească acest vis, în ciuda dificultăților cu care se confrunta. Bărbatul, la rândul său, i-a povestit despre viața sa. Odată fusese un avocat de succes cu o familie frumoasă. Însă, într-o zi tristă, soția și fiica sa și-au pierdut viața într-un accident de mașină. Durerea pierderii lor l-a copleșit și treptat viața lui s-a destrămat. A pierdut totul. Casa, cariera și în cele din urmă a ajuns să trăiască pe străzi, cerșind pentru a supraviețui. Povestea Dianei l-a impresionat profund pe bărbat. În ea a văzut imaginea fiicei sale pierdute și a simțit o dorință puternică de a trăi din nou cu un scop. Hotărât să-i schimbe viața fetei, bărbatul a decis să facă o schimbare radicală în propria sa viață. Într-o zi a mers la un magazin second-hand și și-a cumpărat haine curate și decente. Apoi, cu toată determinarea pe care o mai avea, s-a prezentat la vechea sa firmă de avocatură. A explicat directorului ce se întâmplase în viața lui și a cerut o nouă șansă. Impresionat de curajul și sinceritatea bărbatului, directorul a decis să-i ofere un post. În câteva luni, bărbatul și-a redobândit vechea strălucire și a început să lucreze din nou ca avocat. Într-o seară s-a întors la restaurant și a așteptat-o pe Diana la ușa din spate, așa cum obișnuia. Când ea a apărut, bărbatul i-a zâmbit și i-a spus: "Diana, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Datorită ție, am găsit puterea să-mi reconstruiesc viața. Vreau să te ajut să-ți îndeplinești visul de a deveni medic." Diana l-a privit cu ochii mari, nevenindu-i să creadă ce auzea. "Cum poți face asta?" a întrebat ea uimită.
Banii nu mai sunt o problemă pentru mine, a răspuns bărbatul. Voi plăti pentru studiile tale și te voi sprijini în orice fel pot. Tu mi-ai dat speranță când nimeni altcineva nu o făcea. Este rândul meu să te ajut. Cu ajutorul bărbatului, Diana a reușit să-și urmeze visul. A fost admisă la facultatea de medicină și cu sprijinul financiar și moral al bărbatului, a devenit în cele din urmă un medic respectat. Povestea lor a devenit un exemplu de cum bunătatea și compasiunea pot transforma vieți. Bărbatul a găsit în Diana nu doar o prietenă, ci și un motiv de a trăi din nou cu sens. Iar Diana, la rândul ei, a realizat că fiecare gest de bunătate poate avea un impact profund și neașteptat. Împreună au demonstrat că, indiferent de dificultăți, speranța și ajutorul reciproc pot face minuni. Când Diana și-a terminat studiile și a devenit medic, l-a invitat pe bărbat la ceremonia de absolvire. Cu lacrimi în ochi i-a spus: nu-mi vine să cred ce ați reușit să faceți pentru mine. Vă mulțumesc din suflet. Bărbatul i-a răspuns cu o voce emoționată: eu îți mulțumesc, draga mea. Mi-ai dat din nou dorința de a lupta. Pentru mine ești precum o fiică. Această legătură specială dintre Diana și cerșetorul care și-a regăsit scopul în viață datorită ei a demonstrat puterea vindecătoare a bunătății și a sprijinului reciproc. Povestea lor a rămas un far de speranță și inspirație pentru toți cei care au auzit-o, arătând că, indiferent de cât de grea este viața, există întotdeauna loc pentru bunătate și schimbare în bine. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povestioare, lasă o inimă și urmărește-ne și de astăzi înainte.